S-a pus în biroul Mihailei Prigoană de ziua ei, cum am surprins-o, dar și ce ne-a povestit despre recordul pe care l-a bătut alături de Silviu Prigoană, vedem chiar acum. Ia-o-s-o. La mulți ani! Cine m-a lăsat să intre? Am avut noi un complice. Bună ziua. Să fii sănătoasă, iubită, fericită. Ce faci? Cum te petreci? Păi nu vezi că am venit la serviciu. Nu-mi vine pe drumuri de dimineață? Da, pe drumuri de dimineață. Și de ziua ta muncești? Și de ziua mea. Vai, mulțumesc tare mult! Că ai primit și niște flori drăguțe. Uite, sunt încărcată cu da. De toate. Ce faceți la mine la birou? Păi, ce să facem? M-am rugat-o pe prietena ta să ne deschid aici, să-ți facem o mică surpriză. Da. Te-am așteptat. Cum ți-a început ziua, Mihaela? Frumos. Cum să înceapă? Duc copiii la școală, pregătește un alt, avem o grămadă de sărbătoriți cu numele de Mihaela, Mihail, Gabriel, Gabriela. O safir pe seară, vă adunați toată familia? Obicei, da. Da, domnul Prigoană a reușit să-ți ofere cadoul până acum? Da, păi el întotdeauna e primul. Da? Da. Ce ți-a făcut cadou? Spune-ne! Nu, dar nu este. Măcar o parte. Ieșit din comun, dar este un cadou frumos. Am văzut că în weekend ați fost și nași? Da, am fost nași. Ce drăguț, da. Pentru a câta oară? Împreună cu mine e numărul 42. 42 de fii? 120, da. Wow! Și reușiți să vă adunați așa cu toți la o masă? Reușim, reușim, da. Mulțumesc frumos! Cum este viața de bunici? Cum să fie? Eu nu simt, dar e frumos, e frumos. Doamna Prigoană, când ce-a văzut prima dată nepoțelul și l-a ținut în brațe, a fost emoționat. Îți dai seama, ca orice bunic, cum să nu. E fericit. A ajuns să fie bunic, da. E fericit. Aveți o casă plină de copii care astăzi vor face cea mai frumoasă atmosferă, nu? Da, sigur că da. Ca de obicei. Uite, am început surprizele pe ziua de astăzi. Eu nu știu, ai emoții pentru diseară ce vei găsi acasă? Da, vreo petrecere surpriză? Sunt obișnuită, nu da? Am emoții. Sunt obișnuită, da. Arăți din ce în ce mai bine, da, Mihaela. Ce faci, Mihaela, ca să te menții? Puțin. Păi nu fac nimic. Am muncesc toată ziua. Cu copii încolo încoace, nu fac nimic ieșit din comun. Nici un regim alimentar, nimic, nici se pune problema, nu, așa? Nu, nimic. Înseamnă că este doar gena la tine, nu știu, am zis că poate ai totuși un secret. Dumnezeu mă iubește, nu e nimic, da. Când ți-ai dat seama că Dumnezeu te iubește atât de mult? Da, păi de mult. De mult mi-am dat seama, da. Când a prins viața ta contur? Când a prins, când am făcut primul copil. S-a urmat al doilea, al treilea. Al treilea. Vine să crezi că ai niște copii mari și frumoși și uite și tu ești super. Nu-mi vine să cred, dar sunt fericită că am copii frumoși, cu minți buni, sunt mari, sunt la locul lor. Nu mi-a făcut nicio problemă deocamdată, sper și pe viitor să fie la fel. Sunt o mamă fericită și împlinită.